Vreau să vă întreb, pentru că, bine, eu am citit în carte, dar pentru toți cei care încă n-au reușit să vă citească toate cărțile, vreau să vă întreb cum a fost prima sărutare finalizată cu doi pumni cu Vasile la hora satului, doamna Sofia Micoveancă. O, Doamne, vai, Vasile, atât de frumos scrieți și atât de frumos povestiți, e ca și când s-ar derula așa un film în fața ochilor. Da, eram copilă, ce, aveam vreo 13 ani, cred, da, și era, Dumnezeu să-l odihnească pe Vasile, era coleg cu tata la fabrică și eu mergeam cu mâncare la tata și stăteam, fiind fabrică de cărestea, butuci care se duceau pentru tăiat la gater, mă rog, și așteptam tata să mănânce, să strângă blidele, să vină înapoi acasă. Vasile venea și spunea, ba, deci George, fata asta are niște ochi care te bagă în voală. Măi, Vasile, e o copchilă, 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 dar crește. Mă rog, cam astea erau vorbe, dar e un om ăsta, bun. Și la un nunt, la, cred că Luare de Zestre, dar întotdeauna, chiar la Luare de Zestre, se orchestra moment de petrecere. Doamnele să se danseze după ce, până să scoate zestra și să plece, creează voie bună. Și a venit Vasile la mama și spune, Lele Veronica, și-o chema pe mama Veronica, mă lasă să joc o țără fata. Măi, Vasile, eu nu știu dacă îi ori merge chișoarele, mama. Era tare țanță și mama, că nu știam dacă știu juca, pentru că nu jucasem încă. Știi? Nu mai dansa. Și el m-a luat la joc. Am jucat, n-am observat că m-au retras mai într-un colț, mai la umbră. A fost o schemă coreografică asta. Un gând, era făcut armată, deci era un om de acum echilibrat. Trecut. Absolut. Așa. Și m-a sărutat și eu, mamă, și pe mine am tras. Am fugit. Și el s-a dat la mașină, strașnică fata, hai, cu pumne. Da. Apoi când am mai fost, am fugit de el, n-am mai vrem, când să mai iei la joc, nu mai vrem. Nici Huțanu Mitruț n-a avut sorți de izbândă, cel cu care deci, părinții mama m-ar fi vrut, v-ar fi vrut împreună. Da. Nu a fost să fie, știi? Totul e calculat. La 23 de ani încă erați nemăritată. Da. Până da. Când un strașnic ziarist... Da, din București, care... Din București, v-a cucerit? Dar nu știu dacă pe mine, el a fost stând de... Știi, Vasilica, că e normal. Când cineva te cunoaște, îți dorești. Vrei să-l cunoști, normal. Nu știu, vrem să număr stelele, nu știu ce vreau eu. Ca o fată. N-am avut prietenii din alea, pentru că trebuia... Să am grijă, tot sfatul de acasă, ai grijă ce faci, cum te porți și cum... Și una că la a doua întâlnire m-a și cerut din nevastă, adică și noi ce-l cunoscusem. Ziarist a venit într-o delegație la Suceava și cu băieții de la ansamblu a venit la un spectacol, m-a văzut un spectacol și a zis, vreau să cunosc și eu fata asta. Da, nu e o problemă, da. Și... Cam așa a fost, ori am fugit de el. Tare mult, dar a știut, s-a ținut de mine și bine a făcut. Bine ați a făcut. Acceptat ideea căsătoriei fără nuntă? N-ați purtat nu. Rochie de mireasă? Nu, n-am fost mireasă. Nu regretați că n-ați purtat niciodată nu, în viață? Nu, nu. Știi de ce? Tu știi că în lumea satului, când vii de la nuntă, știi cum a fost mireasa frumoasă. Eu care nu mă știam o frumoasă, n-am vrut să fie cineva întrebat dacă a fost frumoasă sau urâtă. Și am spus la bărbatul meu, eu nu vreau să fiu mireasă. De ce? Și spun, uite, așa e la noi. Așa. Dar pentru mine ești frumoasă. A zis el și am spus, bine pentru tine, dar așa se întreabă. Și nu vreau să fiu. Bine, m-am înțeles. Știi? Păi că el mi-a dirijat lectura. Mi-a dat cărțile și pur mă stăteam de povești. El a fost primul meu spectator. Primul meu sfătuitor. Era perioada de cenzură și spunea, bagă de seamă la ce bancuri riscă. Dacă e un banc cu tântă politică, s-ar putea să fie ciripitor din grup și dacă tu ai râs
pe ceea ce s-a spus în bancă, spune că de fapt ești de acord. Adică totul verificat, am avut totdeauna pe cineva care să mă, să-mi fie alături, știi? L-am pierdut într-un moment când aveam mare nevoie și asta îl regret. Ați acceptat această idee a singurătății? Sau poate că nu sunteți singură, că le aveți pe cele două nepoțele, îl aveți pe Vlad, o aveți pe soția lui Vlad? Vasilica, singurătatea nu e frumoasă, dar încerc să nu las urâtul și singurătatea să-mi bată la ușă. Am 130 de ghivece de flori. Am câteva bețive care vor multă apă. Stau de vorbă cu ele. Cred în semne. Când n-am luat o razna încă, dar... Am o întrebare și vis-a-vis de această strânsă legătură a dumneavoastră cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem, pentru că El este în noi, în fiecare din noi. Totul e să știm să-i mulțumim pentru fiecare clipă. Îți spun numai un semn care am pus și pe... Eu sunt măritată cu Facebook-ul, știi? Și am... Dacă eu, de-a lungul atâtor ani, mă culc târziu, dimineața nu stau cu soacră, mă trezesc mai târziu. Mă rog. Dar în baie am pe faianță câteva axibilduri, niște rățuște. Așa. Eu dacă una alunecă, eu o aud. Așa mi-e somnul. Și la baie am un obârlic, deci cum e la bloc, un gemuleț da, mic, da. Tot timpul este deschis, aud un zgomot în casă, măi, ce se întâmplă? Mă ridic încet, mă duc după ceva, un vâlfuit, am florile multe, am un balcon care este închis cu termopan și, mă rog, am multe flori și rafturi peste tot, mă rog, m-am dus după zgomot. Era o pasăre neagră cu picățele, cu așa, parcă era stropită cu var sau cu ceva galben, cu un cioc foarte lung. N-a făcut ravagei printre flori, s-a dus, dar s-a dat pe după perdea, știi? Geamul fiind termopanul. Și apare o surată de ei de aia parte de geam. Și bat în geam. Ele comunicau. Una de afară și cu asta a mea dinăuntru. În momentul ăla, jur, am spus, Doamne, noi de ce nu putem fi așa? Să ne înțelegem, să ne sfătuim. Ce spunea? Că sunt lângă tine, că sunt cu tine, nu știu ce. În momentul ăsta am zis, Doamne, de ce nu putem fi așa? Aia a zburat, a rămas asta, am prins-o cu perdeaua așa și am luat-o și am spus să-i dau miez de pâine. Și am spus, Sofico, trezește-te, pentru că ea nu-ți înțelege gestul și poate să neacă. Încerca să mă ciupească, avea un cioc lung, galb. Da-ți fac o poză să te pun pe Facebook, că nu o să mă creadă nimeni. Am făcut păreri. A fost grau, a fost mierlă, nu știu ce-a fost. Dar ziua mea a fost o nebunie. Ce-a fost un semn? Este semn. Al comunicării, iată, nu numai... Poate că... Adică... N-am mai avut niciun fel de singurătate, de amar, tot a fost lumină. Un alt semn, anul trecut în vară, în pandemie, la Vicov, eu am acolo un legănuț din ăsta între doi copaci, stăteam, era duminică, toată lumea pleacă la biserică sau, mă rog, eu stăteam, era foarte cald, bine. Și era un pui de vrabie care zbura și eu zic, mă, ce mățâțâcă ești. Și zboară și vine jos la picioarele mele. Eu, încet, mă las să pun mâna pe tine, spune. Eu iau în mână. Mamă, ce mică ești! Vreau să-i fac poză. Să știi că nu prea sunt... nu mă prea pricep. Și cu Facebook-ul am numai câteva lucruri, le știu, nu le știu toate. Da, ți-ai învățat, oricum sunteți foarte activă. Măi, a stat... Putea să zboare, că zbura, nu era... A stat pe deget până am fixat eu să-i fac poză. Extra. Și am spus, Doamne, n-a plecat. Apoi am luat-o și să-i dau mâncare. Am stat toată ziua, dacă vine la mâncare, a zburat după aceea, nu s-a speriat. Și am spus, Doamne, mi-ai trimis voie bună și lumină. Știi că asta înseamnă lumină. Astea sunt, eu cred, care îmi dă forță, îmi dă putere. Nu mă simt singură. Știi?